la, aici, la, cum îi zice, la șuici, la... Mă rog, tare bună, fie regulă. Deci vă mulțumim pentru ce ne-a spus până acum domnul Petre Dorescu. Să vă ia Dumnezeu sănătate. Ce vă doriți în următoarea perioadă? Să-mi dea Dumnezeu sănătate, să mai pot să mai lucrez. Și ce le transmiteți românilor din Statele Unite ale Americii, din întreaga lume, care sunt răspândiți de soartă? Eu știu ce să... multă sănătate și... Să întoarcă acasă, bre! Ce zici? Ia zi-ne! De ce să trebuiesc? Ți-ai dorit să se întoarcă acasă românii din lume? Nu-i da. Depinde fiecare cum s-a instalat acolo, dacă poate sau nu mai poate. Nu. Vă mulțumesc mult. Dar să fie aici la sărăcie asta. Deci, de ce sărăcie? De sărăcie. De... So, generațiile noi, după mine, după dumneavoastră, poate vor aduce țara asta în pragul bogăției. Dacă alții au dus-o în pragul sărăției. Hai, nu mai crezi. Nu se găsește un conducător așa să ia mâna, să pui mâna, să îndrepte lucrurile așa. Stă numai de ceartă, numai de scandal, numai de... Cum e posibil ca la... Am înțeles, Matas, ai dreptate. Cum e posibil ca... pentru că ne referim la acești conducători care fac de ziua și ceartă. Cum e posibil ca în țara românească o femeie căsătorită la vârsta soției dumneavoastră, care o să vă întreb să spune ce vârsta are? Cum o cheamă? Aurelia. Aurelia. Cât să n-are doamna Aurelia dumneavoastră? 74. Și cum este posibil ca într-o țară românească la 74 ani să muncească la ciudă? E posibil, uitați. De ce? Păi dumneavoastră vă înțeleg că noi suntem, dintre ei care trăim un pic mai datorită meseriei mele, trăim o leacă mai, dar sunt mai bine. Amărâtă rău. De ce vrei? De că n-are sursă de câștig, n-are... Din cauza cui? Dacă n-ai bani, cu ce să trăiești? Din cauza cui? Păi din cauza că e... timpurile este așa, n-are unde munci, n-are... Deci, n-avem conducători în țară românească? Avem. Avem, dar nu se gândește la noi. Mm-hmm. Se gândește la buzunarul lor. Păi hai să-i facem să gândească la noi. Deci, trebuie în final să ne căutăm alți conducători. Mai suntem în pragul noilor alegeri. Și acum se alege tot așa. Începe cu găleți, cu fel de fel de... să dea la oameni ca să voteze. Găleți? Da. Găleți de ce vrei? De plastic, uite. Și mie mi-a adus o găleată de plastic și... PNL-ul. Și ce să faci? Ca să-l votez. Pe mine ai spus, bre, adu găleata asta plină cu aur. Sau adu o găleată de aur, nu mi-au adu o găleată de plastic. Da, adică hai să fim optimiști și să ne rugăm la Dumnezeu zi și noapte spre mai bine. Ne rugăm la Dumnezeu. Asta, Dumnezeu ce vrea cu noi. Da, ok. Îți mulțumesc mult. Încolo altcineva n-are. Ok, îți mulțumesc mult, să dați Dumnezeu sănătate. Mersi. Am înțeles, ai fost născut uns de Dumnezeu. Acum am vrea să vedem și câteva lucrări de artă. Deci ne aflăm în curtea meșterului Petrică. Totul este sculptat de la poartă, inclusiv zidăria casei. Ia câte? Intrare, picturi, de asemenea de ordin popular, reagează de meșteri populari. Batale și pictezi? Da. Deci tot de batale sunt realizate picturile? Amator, da. Deci este și pictor amator, deci ia câte se cumulează talentul de pictor sculptural, este vorba despre un cumul. Ia câte peste tot sunt două elemente decorative sculptate, deci mare dragoste pentru
Ia câtă, se vede de la o poștă simțul proporției. Deci are un simț al proporției uluitor. Ia câtă un scaun, unul dintre cele nenumărate scauni, scaune domnești. Deci elemente sculpturale de un detaliu uluitor, sigur este vorba despre o asociere. Vreau să te întreb, Nepetrică, da, meștere, de unde te-ai inspirat ca să sculptezi aceste elemente? Păi eu le fac, eu le creez. Deci am înțeles, da, dar este vorba despre capiteluri, despre tot felul de elemente decorative care le-ai studiat sau îți vin în minte? Îmi vine în minte. Pentru că ia câtă prosca aceasta, pe care eu mă și mă uit la ea, are elemente decorative care sunt specifice unor perioade. De necrezut. Tava asta, care de asemenea este de rar decorație și elemente fantastice, cât spune de originale. Deci, ia câtă picioarele. Bine. Evident că sunt convins că ți-a mai scăpat ochii prin câte o revistă, pentru că aici sunt frunze de acant, sunt totuși elemente decorale clasice. So, ai mai adus ceva? Nu. Ia câtă ușa este construită. So, atunci portalul de intrare. Aveți o grijă acolo. Deci, efectiv, rămâi înmărmurit de ce există aici. Ok? Ca motiv de ceva? Da. Când ai zvonit din rai. Când ai zvonit din rai, deci... Matei, ești un real om de artă, vreau. Te-ai născut, n-ai avut suficient bani să studiezi, pentru că, dacă, cu siguranță, dacă ai fi mers în Franța și ai fi luat lecții de la mari maestri francezi sau de la câțiva maestri români pictural, ai fi ajuns în o altă celebritate, oricum ești. Și iconița ce e sculptată? Da. Deci iconița este sculptată. Elemente decorative ale șifonierului, elemente decorative peste tot. Deci acestea e sculptură sau adumitare? Nu-ți vine a crede. Deci galerie, iată o galerie de perdea în întregime sculptată. Deci ce zice soția dumneavoastră? Este mândră de dumneavoastră, domnul? Deci să vă dea Dumnezeu sănătate și vă mulțumesc pentru Dumnezeu. Dar Petrică lucrează acum la reparația acoperișului de la portal. Nu e nicio problemă. Suntem în stradă. Ia câtă... intrarea, de asemenea decorată, sculptată în exclusivitate, iar aici se află o scară, dar ce se urcă să-și repare acoperișul portalului. Iar acum putem să vedem casa în toată splendoarea ei, de o rară frumusețe, din nou capul cerbului, care îi poartă semnătură a sculptorului popular Petre Donescu, cu un gard făcut de asemenea pe măsură, uluși sculptate, iar zidăria și coloanele de susținere de asemenea sunt lucrate cu motive populare române. Aici locuiește sculptorul, pictorul și sculptorul popular Petre Donescu, de-a lungul acestei ulițe, care a rămas așa cum mâinile oamenilor au realizat-o cu multe zeci și zeci de ani în urmă.